Temperaturile scăzute înregistrate la munte au putut pune în funcțiune tunurile de zăpadă din Straja. După 10 zile de făcut zăpadă artificială, o primă pârtie a fost gata de schi. Deschiderea oficială a sezonului de schi în Straja a adus în stațiune și primii turiști. Schiez destul de des în fiecare an și atâta le-am. Nu le pregătesc mai special. Ați testat pârtia de aici încă? Nu, ieri am ajuns, ieri seară. Azi e prima zi. Și ce așteptări? Sper să mă distrez. Să fie faină pârtia. Ai venit la schi în Straja? Da. De unde ești? Din București. Wow, și cum de tocmai aici? Păi n-aveam un plan, inițial am vrut să ne cazăm în altă parte, dar am auzit că e zăpadă aici și am zis că n-avem cum să nu profităm. Aveam plăcile la noi și dacă tot s-a lipit, azi e ziua mea, deci Dumnezeu mi-a dat și zăpadă. Păi ai testat pârtia? Acum, e prima urcare, ne luăm acum alea. Te dai cu placa de mult? De 3 ani. Și cum e, greu? Da, e greu la început până te obișnuiești, după care cred că devii dependent, nu prea mai e cum să zici, stai că ratezi iarna asta, n-ai cum să ratezi nicio zăpadă. Da, e bine. De unde ești? Din Hunedoara. Și cum de ai venit aici? Am aștept de anul trecut. Da? Te dai cu placa de mult? De 5 ani, cam așa ceva. De ce ai sfătui pe cineva să se apuce de acest sport? Distractiv și e challenging, te pune să încerci lucruri noi. Am înțeles că s-a deschis ieri, oare, nu știu dacă... și am zis să vin să văd cum e. Ești de aici? Nu, din Cluj. Veniți să vedeți prima zăpadă aici. Da, la deschidere, așa suntem din Pitești, super! Cum de ați auzit asta? Avem o cunoștință, un perișor aici ne-a explicat că este foarte frumos și ne-a plăcut, dar chiar este frumos. Mă gândesc că nu e prima oară când veniți să aveți prima. Nu, am mai venit. Și ați încercat schiurile? Eu nu, băiatul da, de-aia l-așteptăm. Este foarte frumoasă. Este o pârtie bine organizată și chiar liniștită. Nu e haosul din alte pârtii de-astea mai selecte, așa să zic. Foarte frumos. Oricum, ne place. Să țineți tot așa. Cum e pârtia? Super, super. E prima tură pe iarna? Anul ăsta prima tură, da, chiar prima tură și mă bucur mult că s-a deschis. De unde sunteți? Din Deva. Bună! Prima coborâre pe anul ăsta? Da. Cum e pârtia? Ok, sunt niște pietre, dar e bună. Ținând cont că e acum s-a făcut zăpadă artificială, da, e foarte bună. De unde ești? Din Deva. Și văd că te dai cu placa, o faci de mult timp? Nu de foarte mult timp, de vreo 4 sezoane. Și cum e? E frumos, e solicitant, dar merge și merge. De ce ai sfătuit pe cineva să se apuce de acest sport? Pentru că, în primul rând, stai afară și e foarte important să stai afară și, în al doilea rând, pur și simplu e distracție și te întâlnești cu o grămadă de lume. Ce părere ai de pârtiile din Straja? Sunt foarte bune, e stațiunea mea preferată din țară, de departe. Și ai de toate pentru toți, practic. Cum a fost coborârea? Super! De unde ești? Petrila. Da, acum e prima oară când am venit. Și cum e? E ok. Da? Da. Cât timp schiezi? De 2 ani, aș zice. Și e greu? Nu. La un moment dat mi-a fost frică, dar acum m-am mai recuperat. Așa ai? De cât timp schiezi? De vreo 3 ani. Da? Da. Și spune mie, de ce ar trebui eu să mă apuc de schi? Păi, mie mi se pare foarte minunat și e un sport sportiv, ca să zic așa. E bine, e foarte bine. Sportul în natură, în aer liber, foarte bun. Ce v-a inspirat să o înclinați spre acest sport al ei? Aerul curat, mișcare, sport, sănătate. Foarte faină zăpada, ori da cu tunurile se pare. Și chiar e fain, de-abia așteptam. Ești de aici? În caz că nu se vede. Ești de aici? Poftim? Ești de aici? Nu, din Timișoara. Și cum de-ai ajuns tocmai la asta? Am niște prieteni care stau prin zonă și ăsta e cel mai aproape, să zicem. Acum în Straja se schiază în condiții optime doar pe pârtia Constantinescu, însă în curând, dacă se va așterne și zăpada naturală, toate pârtiile care însumează numai puțin de 30 de kilometri lungime vor putea fi deschise. Stațiunea montană Straja din Valea Jiului este prima din România în care se poate schia la această dată. Prima tură din iarna asta? Da, prima. E... Foarte ok, țin încă
majoritatea sunt închise, foarte ok. De unde ești? Timișoara. Și cum de ai venit aici? Ai aflat de undeva? Da, am văzut pe internet și inițial am vrut să merg la noi acolo, la Muntele Mic, mai aproape, dar deocamdată închisă pârtia și am zis prima dată măcar să încercăm să probăm pârtia de aici. Mă gândesc că nu e prima oară când ajungi la straja. La straja, bă, da, e prima oară. Și cum ți se pare? Foarte interesantă, foarte faină.